Hey YouTube, aici e Bătălit România și astăzi am pentru voi un video în care vreau să fac review-ul Husei Artwiz Sea Jacket Clip pentru iPhone 5. Această husă se vinde undeva la prețul de 10 euro. Eu am luat-o pe puncte de la Vodafone România. Știu că ziceam că nu o să port o husă pe iPhone 5, dar astfel de huse maxim o să port pentru că sunt huse care nu schimbă designul telefonului. Aici avem în cutia cu poze cum arată pe iPhone-ul alb și pe iPhone-ul negru și desigur un loc în care să atingem husa. Bine era să nu rup cutia, asta i-am rupt-o. Am folosit această husă pentru ultimele zile, da, dar totuși vă pot arăta cum vine în cutia. Asta e husa, ne uităm la ea după. Și în pachetelul ăsta avem un Easy Card, care o să vă arăt la ce-l folosim, nu la folie, pentru că nu avem folie. Și instrucțiunile care ne arată cum să scoatem husa. Acum, mie, sincer să fiu, îmi place să-mi curăț telefonul înainte să-l bag în husă. Pentru că dacă are praf pe el, s-ar putea să se zgârie. Și curăț și husa cât de cât. Da, asta e husa, e foarte subțire, foarte flimsy, ca să zic așa, nu știu care e termenul în română, dar parcă e de fapt chiar e de plastic. Ok, margine slucioase și spatele e așa frosted, ceea ce arată extraordinar. Cum se pune telefonul? Băgăm partea cu butoanele prima dată, iar apoi îl strângem și a intrat în husă. Acum repede să arăt la ce se folosește acest Easy Card. Dacă vrem să scoatem husa, e destul de greu să o scoatem cu mâna. Așa că împingem acest Easy Card așa, facem așa și am scos telefonul. Haideți să facem turul și o să vă arăt și niște poze mai de aproape. Jos avem Lightning Connector-ul și toate celelalte deschise. În partea aceasta avem husa glossy, adică sclipește frumos. Se vede cât e de frumos telefonul prin husă și vă garantez, este husa pe telefon. Sus avem din nou o deschizătură mare, ceea ce nu-mi place, mi-ar fi plăcut să fie deschis doar unde-i butonul, iar de aici încolo să fie acoperit, pentru că nu mai avem jack sau ceva sus, să avem nevoie să fie deschis și, sincer să fiu, ar putea să se zgârie aici, fiind deschis aiurea. În partea aceasta avem deschizăturile pentru butoanele de volum și cel de silent, din nou glossy și jos din nou, iar spatele este așa frosted cumva, nu lucește. Și avem o gaură pentru cameră destul de mare care nu ne face probleme cu blitzul. Haideți să ne uităm la niște poze mai atenți. Și cum ziceam, așa arată husa pe spate, arată absolut extraordinar. Mie îmi place foarte mult cum arată, mai ales acest model alb cu husa transparentă. Și cum am zis, vine la prețul de 10 euro. Oricum, nu uitați să apăsați like, share, subscribe. Eu sunt Denis și vă mulțumesc. Dacă vreți să vedeți site-ul oficial, intrați în primul link de descriere. La revedere!